Exerciții fizice făcute în stradă, vizionate pe net, i-au motivat să facă sport și să adune chiar o echipă. 8 tineri din Balatina au început să practice un nou curent sportiv. Acest gen de sport a apărut recent la noi în țară. Mai multe detalii despre tinerii care practică street workout-ul aflați în reportajul următor. Susținându-se unii pe alții, cei 8 tineri din comuna Balatina de 8 ani fac street workout singuri, fără antrenor. Ideea le-a venit atunci când au vizionat mai multe clipuri pe net cu băieți care au început să practice acest curent de sport. Tinerilor le place acest sport și chiar au făcut un filmuleț în care promovează tot ce fac. Pe tine ce te motivați să faci asta? Păi sunt mai mulți, să zicem, fani care ne-a motivat, dar mai mult noi însumi. Ne-am susținut unul pe altul. Sunt vă antrenați? În ultimul timp ne antrenăm, ne strângem tot echipa la școală. Avem două turnicuri, două bare fixe care ne ocupăm de mult timp la ele. Ce reușite ai până acum? Reușitele sunt foarte mari. Mă bucur ceea ce am început să fac și îmi place ceea ce fac. Cum crezi, te va ajuta ceva și tu în viață? Da, foarte mult. Și anume cum? Sunt mai multe responsabilități la care te ajută acest sport. Cum a venit această idee să vă ocupați? Pe internet, mai multe. Băieți mai mari, ești. Tinerii susțin că iarna pentru ei nu este o problemă. Iarna nu prea, așa, când timpul e mai frumos, mai ieșim, dar așa... Avem acasă făcute mai multe, avem paralele, bare fixe. Street workout-ul este un sport care se bazează pe antrenamentele făcute în locuri publice. Acest curent de sport este o combinație între atletism, gimnastică și parkour. Menționăm că street workout-ul este un sport popular în rândul tinerilor și promovează stilul de viață sănătos și sociabil.